Veniți de primiți lumină. Veniți de primiți lumină. Mii de pelerini au urcat dealul mare al mănăstirii Hadâmbu pentru a participa la slujba învierii în noaptea de sâmbătă 27 aprilie spre duminică 28 aprilie 2019. Credincioșii de toate vârstele au așteptat cu emoție și bucurie să primească lumină de la arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. În fața catedralei, acoperământul Maicii Domnului s-a citit din Sfânta Evanghelie, iar apoi a avut loc proclamarea învierii. Nu este aici, că s-a sculat precum a spus. Veniți să vedeți locul unde a zecut Domnul. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și cruci în jurul locașului de închinăciune, în timpul căreia s-a cântat troparul învierii. Slujitorii Sfântului Altar și pelerinii au revenit apoi în biserică, unde s-au oficiat utrenia, ceasul Paștilor și Sfânta Liturghie. Pe lângă fiii duhovnicești ai mănăstirii Hadâmbu, la slujbă s-au rugat împreună cu soborul slujitorilor foarte mulți tineri, dar și copii, iar o parte din cei prezenți s-au împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Chinonicului, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a citit pastorala la sărbătoarea învierii a înalpreasfințitului părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Părintele stareț a mulțumit apoi la finalul Sfintei Liturghii tuturor credincioșilor pentru că au ales să se bucure împreună de învierea lui Hristos la mănăstirea Hadâmbu. Mare dar de la Dumnezeu că ați avut acest dar și har și v-a blagoslovit Maicuța Domnului Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, pașii în această sfântă noapte a învierii, să fiți prezenți la slujba învierii la mănăstirea Hadâmbu. Ce să vă doresc eu din inima și sufletul meu? Bucuria învierii lui Hristos să vă aducă multă pace, liniște în suflete și multă binecuvântare și lumină în casa și familia frăților voastre. Vă doresc în suflet sărbători liniștite, fericite și binecuvântate.
În fața bisericii s-a citit apoi rugăciunea de binecuvântare a bucatelor pascale aduse de către pelerini. Doamne Iisuse Hristoase, spre mâncările acestea de carne, ouă și le sfințește pe ele precum ai sfințit berdecul pe care ți l-a adus credinciosul Avram, mielul pe care ți l-a adus jertfa Abel, vițelul cel gras, care ai poruncit să se ajungă pentru fiul cel rătăcit și apoi întors către tine. Și precum acela s-a învrednicit a se îndulci de harul tău, așa și pe noi ne învrednicești să luăm cele sfințite și binecuvântate de tine spre hrana noastră tuturor. Că tu ești hrana cea adevărată, dătătorul bunătăților, ție slavă, înălțăm împreună Părinte cel început, prea Sfântului bun de viață, făcătorul tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, ziditorile, făcătorule a toate, binecuvântează brânza, ouăle acestea și pe noi ne păzește într-o bunătatea ta, ca gustând într-o însă să ne umplem de darurile tale și de date nouă cu prisosință, de bunătatea ta negreită, că a ta este stăpânirea, a ta este stăpânirea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează și se sfințește pasca aceasta din slobirea apei sfințite în numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh.